Uitați că chiar curg apele pe mine. Na, din păcate, trebuie să ne adaptăm încât să ne retragem undeva la umbră, să stăm mai mult în casă. Sunt normale, doamne, doamna, aceste temperaturi? Nu, din păcate nu. Vă este rău câteodată pe stradă? Să știți că chiar am pățit-o zilele trecute. Mi s-a făcut amețeală, n-am mai văzut și a trebuit să mă retrag la umbră să mă așez jos. Timișoara se află sub amenințarea codului roșu de caniculă pentru cel puțin încă două zile. Meteorologii anunță că se vor înregistra peste 40 de grade Celsius la umbră în Timișoara și în județ. Între timp, timișorenii abia mai pot respira pe stradă. Foarte cald. E rău de tot. Cum ați descrie aceste temperaturi? Nu sunt normale. Ziua de azi, așa ceva. De când mă știu, chiar așa n-a fost niciodată. Ne doboară pe toți chiar. Eu, mie îmi place căldura, dar asta e prea, prea de tot. Cum faceți față, doamnă, căldurii? Uitați, mă duc pe la umbră tot și mă grăbesc acasă. Sunt normale, doamnă, aceste temperaturi? Păi nu sunt. Și când am fost eu copil, nu a fost căldură, dar peste 32-33 nu a fost niciodată. Simțiți că vă sufocați pe stradă? Da. Am diabet 320. V-a venit, doamnă, vreodată rău din cauza căldurii? Da, sigur. Ce ați simțit? Leșin. Și am căzut pe stradă. Am căzut. Din cauza căldurii? Da, din cauza căldurii. Și cum a fost? Cine v-a ajutat? Pe stradă, oamenii. Nu, au fost drăguți în jurul meu. Da. V-ați trezit, practic, la pământ? Da, la pământ, da, am căzut, da. Da. Ce să fac? Seniorii știu că ar trebui să evite orele când temperaturile sunt insuportabile, dar... Evit, dar o trebuie să mă duc la farmacie și ce să fac? N-aveți ce face, trebuie să ieșiți prin Arșiță. Trebuie să ies, că și soțul meu e foarte bolnav și suntem numai noi doi și... Codul roșu de caniculă aproape că declanșează cod roșu și în unitățile de primiri urgențe. Temperaturile sahariene îi aduc direct la spital pe mulți timișoreni. Fără îndoială că odată avem o creștere a numărului de prezentări și pe de altă parte și o creștere a complexității cazurilor, pentru că de regulă cei care ajung în unitatea de primiri urgențe ca urmare a expunerii la temperaturile înalte, sunt pacienți cu patologie complexă. Sunt pacienți cu boli cronice, cărora căldura le-a determinat acutizarea acestor afecțiuni sau a provocat complicații nedorite. Comparativ cu săptămâna anterioară perioadei de caniculă, avem undeva cu 20-25 de pacienți în plus pe 24 de ore, ceea ce înseamnă o creștere cam cu 10% a numărului de prezentări. Problema este însă faptul că pacienții nu sunt ușor rezolvabili, că pentru managementul, pentru tratamentul afecțiunilor cu care se prezintă, e nevoie de o perioadă mai lungă de timp în unitatea de primiri urgențe de a staționa, în unitatea de primiri urgențe, și pe cale de consecință e un factor suplimentar de aglomerare și de creștere a timpilor de așteptare. Medicii recomandă să evităm pe cât posibil plimbările în intervalul orar 11-18 în zilele caniculare, să fim îmbrăcați cât mai lejer și să consumăm cel puțin 3 litri de apă pe zi.